Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este domnul vicepremier Daniel Constantin, ministrul mediului. Bine ați venit în formatul nou alături de noi, domnul ministru, și ați Bună ziua! revenit, de fapt. Bună ziua! Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație. Cu dragă inimă. Domnul ministru, în primul rând, aș vrea ca interviul de astăzi să-l axăm un pic mai mult pe zona noastră de activitate și mai puțin pe partea politică, deși sunteți totuși copreședinte ALDE și vom avea și o parte, sigur, de politică, dar vrea un pic să discutăm de parohia dumneavoastră, să spunem așa. În primul rând, Ministerul Mediului, fără ape și păduri. E bine, e rău. Bun, a fost o decizie politică la momentul respectiv. Eu pot să vă spun un lucru, că din păcate Ministerul Mediului pe care îl conduc în momentul de față are mult mai multe probleme decât mă așteptam. Am condus 3 ani și jumătate Ministerul Agriculturii și chiar glumeam cu colegii mei de acolo. Nu mi-imaginam că există un alt minister care să aibă atâtea lucruri rămase în urmă, atâtea probleme. Sigur că ele sunt, și din acest punct de vedere, cred că separarea a avut o logică. Sunt probleme foarte multe și în partea cealaltă. Și știți bine, ați abordat și dumneavoastră toată presa, problema defrișărilor, dar pe zona aceasta de mediu, și pentru mine e o provocare. Au fost, din păcate, de-a lungul timpului, un minister care a fost considerat poate un minister de mâna a doua. Problema mediului e o problemă extraordinar de importantă pe care câteodată noi, ca cetățeni, nu o conștientizăm și am ajuns astăzi, cred eu, într-o situație destul de critică pe această zonă. Am încercat să trag câteva semnale de alarmă și o să trag în continuare. Pe zona de deșeuri, vorbesc neapărat de ceea ce înseamnă, cum să spun, angajamentele pe care le avem la Bruxelles, că le-am depășit pe toate, dar ce înseamnă viața de zi cu zi, care este rolul mediului în care trăim în viața noastră. Poluarea, de exemplu, puțin știu probabil că în momentul de față Bucureștiul în care trăim noi sau alte orașe cum este Brașovul, cum este Iașul, sunt în procedură de infringement. Nu e o chestiune doar birocratică pe care o avem în relația cu Bruxelles, este vorba de poluarea atmosferei pe care noi o respirăm în fiecare minut, în fiecare secundă. Da, e o zonă importantă și văd că opinia publică e din ce în ce mai atentă la chestiuni de genul ăsta. Apropo de asta, mă gândeam acum, vreau să mă întreb altceva, dacă tot mi-ați ridicat mingea la fileu. Cum e cu mamuții? Mamuții erau de fapt elefanții de care vorbea Klaus Iohannis la ședința de guvern. Ca să fim și un pic expliciți, se pare că în apropierea sediului guvernului, da, la Muzeul de Geologie, avem un factor radioactiv destul de pregnant. A fost o știre. Eu, să știți că iau foarte în serios toate știrile care apar, mai ales ca alerte, să spunem așa. Pentru mine a fost o alertă atunci. Am rugat colegii de la Garda de Mediu să meargă să facă imediat o verificare și pot să vă spun primul lucru care m-a bucurat, că eu și constatarea mea nu cunoșteam foarte bine care sunt dotările, dar m-am bucurat foarte tare că am avut și colegii de la ANPM și colegii de la Garda de Mediu care s-au prezentat imediat la fața locului, au avut dotările necesare, mă refer aici la un laborator mobil pentru măsurarea radioactivității și au constatat că, din fericire, nu există un pericol, cel puțin în perimetru din jurul muzeului. O să vă spun că voi lua foarte în serios orice fel de sesizare pe care o face presa sau orice cetățean. Mai mult decât atât, și închei subiectul acesta, să vă spun că e pentru prima dată după mulți ani când bugetul Ministerului Mediului, deci numai pe componenta de mediu, a crescut. Avem câteva zeci de milioane în plus care se vor duce pentru aceste tipuri de activități. Măsurarea nivelului de radioactivitate, pe de o parte rețeaua națională este în sarcina ANPM-ului, dar și rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Este o rețea pe care România a avut-o odată, din păcate a fost lăsată fără să fie modernizată. A venit momentul și vom investi în acest an astfel încât să ne asigurăm că măsurile pe care le luăm pot fi și cuantificate, cu cât am redus poluarea, cu cât am redus radioactivitatea și așa mai departe. În componenta inițială a Ministerului, când erau și apele și pădurile, mă refer inclusiv la ultimul mandat al tehnocraților, la acest minister s-a pus problema defrișării ilegale. Ba mai mult, ea a fost introdusă prin decizia premierului Cioloș de atunci în sfera activităților din domeniul siguranței naționale. Ce s-a întâmplat cu această componentă în formatul actual al ministerului dumneavoastră? Mai aveți responsabilități? Au trecut aceste lucruri la Ministerul Apelor și Pădurilor? Sesizările, dosarele care erau în lucru la vremea respectivă până la această reorganizare, cum au fost ele gestionate? Unde au trecut? Poate ne explicați un pic procedural.
Așa cum am spus, ele au fost gestionate integral. În momentul de față, sigur că e o problematică de care se ocupă doamna ministru Petcu, Da. dar vreau să vă spun că am discutat și cu dânsa, o să discut și cu domnul prim-ministru. Probabil că vicepremierii vor avea atribuții delegate de premier în perioada următoare. Nu au fost definite prin ordonanța de organizare a guvernului, dar vor avea atribuții și mi-aș dori foarte tare, așa cum am discutat și cu doamna ministru, pe problema defrișărilor să lucrăm împreună. Este într-adevăr o problemă de importanță națională, trebuie să o tratăm ca atare. Să spun că am cerut în primele zile rapoartele de control din ultimii 2 ani. Am primit câteva bibliorafturi și am văzut acolo exact care sunt problemele. Sunt foarte multe sesizări, sigur nu vorbesc de cele mărunte, dar foarte multe sesizări majore care s-au declinat către parchet. În momentul de față așteptăm și noi rezultatele de acolo, dar problema este în atenție și cred eu că noi ce putem să facem ca și guvern, trebuie să, dincolo de controlele care trebuie să fie permanente și întărite, trebuie să îmbunătățim legislația, că aici s-au făcut câțiva pași în trecut, dar mai este loc, încă mai avem Vă nevoie referiți la de. trecerea mai acerbă, să spunem așa, infracțiunilor în sfera de penal sau o creștere a amenzilor, de exemplu, ca și politică de Aici sancționare? sunt lucruri combinate. Sigur că avem Da. nevoie și de zona penală, avem nevoie și de zona contravențională. Câteodată au fost, cum să spun, anumite lucruri prea relaxate, câteodată au fost și foarte multe lucruri care poate că au depășit o limită normală pentru mici contravenții, au existat. Însă, pentru ceea ce s-a întâmplat la nivel major în ultimii ani, cu siguranță legislația trebuie să fie îmbunătățită și adaptată în mod permanent, pentru că și modalitatea de acțiune se schimbă în mod permanent. Acum, haideți să sărim de la zona asta eco, păduri în zona deșeurilor. Suntem la un pas, sau cel puțin așa ni se spune la Bruxelles, de o amendă foarte mare, de sancțiuni majore, România mă refer. Sunt identificate câteva zeci de gropi ecologice, textual încerc să reproduc, ilegale. Cum poate să ajungă o groapă ecologică ilegală? Eu, Dan Bucura, dacă aș vrea să-mi fac mâine o gogoșerie, trebuie să trec printr-o serie întreagă de aprobări, avize, controle. O groapă ecologică să ajungă ilegală? Cum? Adică. Ele pot fi și ilegale, dar aici noi suntem în procedură, în proces, Comisia Europeană, pe gropile neconforme, adică cele Da. care nu mai corespund din punct de vedere al legislației în Să le vigoare. detaliem pentru că Sunt eu am văzut și. și exprimarea ilegală și vreau să înțeleg exact de Da, ce. a fost oarecare exagerare acolo, dar pot să vă spun că sunt și ilegale. Vă dau exemple, dacă vreți, nu știu dacă e acum cazul, de gropi care, chiar dacă au fost considerate neconforme, chiar dacă au fost închise, oamenii au continuat să depoziteze acolo. Un lucru care vă dați seama că reprezintă încet, încet o bombă de mediu pentru locuitorii din zona respectivă, o zonă care poate fi ecologizată din ce în ce mai greu ulterior, conform pașilor pe care trebuie să-i facem în domeniu. Ce se întâmplă? Problematica deșeurilor este complexă și sunt foarte multe întârzieri pe care noi le avem. Nu avem un plan național de gestionare a deșeurilor. Termenul era 31 decembrie 2016. Depășit. Eu m-am uitat, știți, mă cunoașteți de foarte multe ani și cunoașteți și activitatea mea de la agricultură, am încercat să mă uit puțin în trecut. Dar vreau să vă spun că am moștenit atâtea depășiri de angajamente cum n-am crezut că există în administrația publică românească. Programul național 31 decembrie 2000, și nu, de asta nu vreau să mă uit în urmă, nu vreau să arăt cu degetul către anumiți miniștri, dar asta este realitatea pe care trebuie să o cunoască oamenii încă de la începutul mandatului. 31 decembrie 2016. Comisia Europeană poate din acest motiv, oricând, să spună România nu mai primește fondurile pe programul operațional infrastructura mare. Sunt peste 4 miliarde de euro. Din motivul ăsta am fost la Bruxelles acum câteva zile să discut, să reafirm angajamentul nostru față de Comisie, că știm ce avem de făcut și avem și voința politică să facem aceste lucruri. Punctual, ieri, Comisia Europeană a acționat în judecată România, sau la arteri, îmi cer scuze, din cauza faptului că, într-adevăr, sunt câteva zeci de gropi de gunoi de deșeuri municipale, dar și câteva industriale. În total, 109 care au fost monitorizate de-a lungul anilor și termenul a fost depășit. Dacă vă imaginați, sunt depozite care trebuiau închise chiar și din anul 2009. Ce s-a întâmplat? S-au făcut anumite eforturi în anumite zone. Din 65 câte sunt municipale, 45 sunt închise, 12 în curs de închidere și pentru diferența acum începem și discutăm. M-am văzut în prima lună de mandat cu autoritățile publice locale. A fost, dacă nu mă înșel, prima întâlnire pe care au avut-o și cu noi, Ministerul Mediului, și cu Ministerul Dezvoltării Regionale, în care ne-am spus, oameni buni, dacă nu închideți aceste depozite,
amenziile respective, sigur că le va primi România, dar vor fi suportate de autorități. Vă dau un exemplu de bună practică, să spun așa. Consiliul Județean Brașov. S-a discutat la această întâlnire tehnică și Consiliul, pentru că din cele 9, dacă nu mă înșel, care mai sunt în proced, unde nu s-a început deocamdată operațiunea, 5 sunt în Brașov. Consiliul Județean a spus, domnule, nu există fonduri, dăm noi de la Consiliul Județean și recuperăm după aceea în timp, niciun fel de problemă, pentru că obiectivul meu este ca România să nu fie penalizată. Ca până la finalul procesului, care va fi, nu știu, sfârșitul anului 2017, poate chiar 2018, să reușim să le închidem pe toate și atunci să demonstrăm. Uniunea Europeană ne spune că trebuie să le închidem. Ne dau și bani cei de acolo pentru povestea asta, că dumneavoastră a spus, a dat un caz fericit, poate, la Consiliul Județean Brașov. Spunem că au găsit resurse în buget, dar sunt convins că există la nivel național consilii județene îndatorate suficient de mult încât să nu poată găsi o resursă de genul ăsta foarte rapid. Riști din cauza unui consiliu local, județean de genul ăsta să primește o amendă la nivel național? Adică mi se Nu. pare... Noi am încercat să identificăm toate situațiile, acolo unde nu există resursă nici la nivelul UAT-ului, nici la nivelul Consiliului Județean, va interveni, am discutat cu Ministrul de Finanțe, trebuie să facem o valoare la nivel național și vom veni cu un împrumut din trezorerie. Eu am o experiență de la agricultură, acolo unde primarii Da. care pe ultima sută de metri, pe ultima tranșă, nu aveau bani să închidă din cauza TVA-ului, Da. au primit bani cu dobândă zero din trezorerie și pe măsură ce a rambursat Comisia Europeană și-au pus banii la loc. Și aici, vă spun că dincolo de banii din trezorerie sau de la Consiliul Județean, există fonduri europene și ei vor Asta. aplica în perioada următoare. O problemă mai mare este cu situri, cu depozitele industriale. Acolo ele aparțin agenților, operatorilor privați. Sunt situații în care totul va reveni probabil în sarcina statului și va trebui să investim de la stat pentru că fie au intrat în insolvență, faliment, nu mai există, nu se mai identifică proprietarii. Acolo mai e ceva de Plus că lucru și nici acolo sunt București nu stă emoțiile. foarte grozav la capitolul ăsta. Avem, mai ales în sectorul 1, se identificase la un moment dat 19, ceva de genul ăsta. Mi se pare totuși mult la nivelul Bucureștiului de Nu, aici grob grob neconforme nu neconforme. avem, nu avem. Lucrurile care au fost rezolvate. În jurul Bucureștiului mai sunt doar trei depozite care funcționează, sunt sesizate probleme la fiecare, noi intervenim de fiecare dată și încercăm să corectăm. Dar problematica, să știți că persistă. Și din punct de vedere legislativ, aici ne-am propus, sigur, dincolo de stingerea anumitor incendii, vă dau un exemplu, taxa de depozitare. Și profit de ocazie pentru că mulți spun, domnule, nu există suficientă transparență. Eu vreau să vă spun că avem o ordonanță, un proiect de ordonanță de modificare a acestei taxe care riscă să meargă la cetățean din 19 ianuarie pe site-ul Ministerului și cred că au avut loc până acum 10 de întâlniri, fără să exagerez, 10 de întâlniri cu firme din domeniu, cu autorități publice locale, ca să convenim soluția cea mai potrivită. Vă spun că după stingerea acestor incendii, care înseamnă netransferul acestor probleme către cetățean, către buzunarul Da. cetățeanului, trebuie să ne așezăm să vedem care este tot sistemul, cum corectăm tot sistemul de colectare a deșeurilor. O să vă dau două măsuri pe care le vom lua. Vom încerca să punem la dispoziția celor, sigur, și primăriile, consiliile județene și-au făcut acele sisteme de management integrat, dar noi vom încerca și pentru firmele de salubritate, care, din punctul meu de vedere, trebuie să aibă responsabilitatea reciclării de acum înainte a unei Da. cantități. Vor avea indicatori, e pentru prima oară când introducem instrumente, indicatori de performanță. Vor avea posibilitatea din AFM să facă investiții și vom începe. De unde cred eu că trebuie să se înceapă? De la educație, de la copii. Vom încerca, în parteneria cu Ministerul Educației, dincolo de a vorbi despre necesitatea de a arunca deșeurile în mod selectiv, PET-ul la PET, sticla la sticlă, hârtia la hârtie, cartonul la carton, să încercăm să existe aceste dotări la nivelul școlilor. În egală măsură vom încerca să creăm pentru câteva unități de învățământ, câteva mii, sper eu, la nivel național, un program care se numească Școala Verde, în care să încercăm să le dăm posibilitatea să aplice pentru investiții în fotovoltaice sau alte sisteme care sunt prietenoase cu mediul, astfel încât să devină independente energetic. Sunt foarte multe programe, eu nu vreau să le vă dau doar așa o dimensiune. Din Da. fondul de mediu, chiar dacă acolo vom avea fonduri mai mici din cauza eliminării timbrului de mediu, vrem să lansăm, în loc de 4 măsuri cât au fost anul trecut, 11 măsuri în anul 2017 și vreau să vorbesc despre ele doar în momentul în care ele sunt o certitudine, în momentul în care avem ghiduri, dar ele sunt menite să rezolve multe probleme sistemice pe care le are România din punct de vedere al deșeurilor, din punct de vedere al poluării.
Am înțeles. Înainte de a ne muta în zona politică, haideți să tragem o concluzie scurt la obiect, la nivel de știre. Mamuții nu sunt o problemă atât de mare, nu poluează cât să nu radioactivează atât de mult, da? Rezultatele arată că nu sunt probleme în jurul obiectivului Există menționat. un grad ridicat Nu. de radioactivitate a celor fosile, dar nu cât să pericliteze viața în jur, asta Nu s-a spuneți. constatat o limită care să depășească limita minimă admisă. Deci nu sunt probleme, nu este niciun fel de pericol. Am înțeles. Pădurile sunt la colega noastră de guvern, Dar dar lucrăm împreună. o întrebare simplă și la obiect. Cum vi se pare totuși strategia din ultimii ani a statului român cu privire la faptul că am fost o țară exportatoare de masă lemnoasă brută și mai puțin de produse prelucrate? Asta bănuiesc că s-a văzut și în încasări. Noi, în loc să prelucrăm, am ajuns să exploatăm lemnul așa, să-l exportăm așa sub formă simplă și să cumpărăm mobilier scump din țările Uniunii Europene. A fost o problemă generalizată și caracteristică unei perioade de tranziție. Uitați-vă Da. ce se întâmplă și în agricultură. Și în agricultură avem aceeași caracteristică. Exportăm grâu, porumb, Și cumpărăm floarea soarelui și produse. cumpărăm produse procesate. Deci asta a fost perioada de tranziție. Eu sper ca odată cu acest nou început, când vorbim de un nou guvern, vorbim de un nou început și pentru zona de economie, să investim mai mult, să avem mai multe capacități de procesare și în domeniul lemnului și în domeniul agriculturii și să putem să aducem valoare adăugată. Sigur că pentru moment producătorii respectivi din ambele domenii au avut de câștigat, n-au avut bani să investească și au avut de câștigat. Acum sunt, cred eu, resurse financiare bune, și fonduri europene și fonduri de la bugetul de stat. Au mers și vânzările, s-au și capitalizat puțin și cred că de acum se investește în închiderea cercurilor, dacă vreți, de la produs până la consumatorul final. Știu că nu e în domeniul noastră de activitate, dar sunteți totuși vicepremier, ați fost în acea seară, noapte, spun unii nefericită, la guvern. Care este istoria cu celebra Ordonanță 13? Eu n-am fost în acea ședință, ziua respectivă am mers la Bruxelles și Știu, m-am de-aia v-am și întors. zis, spus că nu, chiar dacă nu ați Da. participat. M-am întors seara târziu, dar mă rog, asta nu este o justificare sau ceva de genul acesta. Eu vreau să vă spun un lucru. Pentru, nu numai pentru mine, pentru tot guvernul, ce s-a întâmplat rămâne de domeniul trecutului. Eu sunt foarte atent la, așa cum vă spuneam, și când sesizează un jurnalist ceva și când sesizează un cetățean, am fost foarte atent la ceea ce a spus și strada, cum cred că ar trebui să fim de acum înainte atenți și la ce spune strada, la ce spun și reprezentanții acestora, pentru că eu încerc, am tras, aveam această, cum să spun, dorință. Am și implementat-o în trecut la Ministerul Agriculturii, dar o voi implementa cu mai mare atenție acum la Ministerul Mediului. Să creăm grupuri de lucru. Oamenii de respectiv nu trebuie, cum să spun, trebuie să fie auziți și ei trebuie să fie captați la masa discuțiilor. Dacă în grupurile de lucru avem reprezentanți din toate domeniile de activitate, cu siguranță strada se va simți reprezentată, va avea un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă elaborarea. Dar ca în orice democrație, majoritatea va trebui să decidă. Eu, în momentul de față, cred că am 7-8 grupuri de lucru deschise pe problema taxei de depozitare, pe problema taxei de ambalaje, pe problema timbrului de mediu, alte lucruri care țin de domeniul meu. Așa se va întâmpla și pe zona de justiție. Și aici vreau să vă spun că, dincolo de ce s-a întâmplat, mă uit ce trebuie să se întâmple. Am discutat în coaliția de guvernare, mă bucur că premierul a dat și dânsul acest semnal, chiar și ieri, am văzut. Tot ce înseamnă legislație pe justiție, de acum înainte, va fi modificat, va fi corectat, va fi îmbunătățit numai în comisiile de specialitate din Parlament. Comisiile separate, Cameră, Senat sau reunite, unde trebuie să existe invitați de fiecare dată când e o problemă în dezbatere, de la asociațiile magistraților, de la toți cei care lucrează în acest domeniu. Și prin consens sunt convins că se pot găsi soluții bune. Credeți că apariția unui tehnocrat în formula actuală de guvern eminamente politic îi influențează sub o formă negativă sau pozitivă, inclusiv promisiunile din campanie? Mi-amintesc cei doi lideri, domnul Tăriceanu, domnul Liviu Dragnea și chiar și dumneavoastră, transmiteați ideea că e timpul să venim cu un guvern asumat politic, alcătuit din politicieni, iar acum deja e scenariul apariției cel puțin a unui tehnocrat în acest Da, guvern. este și sugestia mea ca pe zona de justiție să avem un independent, aș spune, politic,
Nu mai folosiți termenul tehnocrat, îmi place Asta vreau să mult. spun, termenul tehnocrat, din păcate, a fost Da. decredibilizat anul trecut cu toată prietenia. Ce s-a întâmplat, cred că va rămâne în istoria României ca un exemplu de proaste practici de guvernare. Putem discuta și aici foarte mult, dar am spus că nu ne mai uităm în trecut. Da, deci nu un tehnocrat, ci un independent politic care să asigure cel puțin opinia publică de faptul că acolo lucrurile se fac în interesul justiției și pentru justiție. Eu vreau să vă spun, cred că am discutat și înainte de a intra Da. în această intervenție televizată, cred că e foarte important și pentru țara noastră, ca pentru orice țară democratică, să existe o încredere din ce în ce mai mare în actul de justiție. Nu este constructiv și nu cred că avem o pace socială atâta timp cât oamenii de rând, oamenii nu au încredere în justiție. Asta trebuie să Adevărat. facem și cu cât vom corecta cât mai repede toate lucrurile care sunt sub semnul întrebării astăzi, cu atât cred că oamenii vor avea își vor căpăta cât mai repede încredere. N-aș vrea, nu sunt foarte fericit că subiectul numărul unu pe agenda publică este justiția. Asta arată că sunt anumite probleme care trebuie dezbătute și corectate. Mi-aș dori ca principala preocupare a oamenilor să fie cu totul și a noastră, a guvernanților și a dumneavoastră, a jurnaliștilor, să nu aveți ocazia să discutați numai de justiție în fiecare zi, să discutăm despre subiecte care, iată, au fost neglijate. Eu vă spun de mediu, un subiect care a Da. fost neglijat, dar care afectează sănătatea fiecăruia dintre noi și viața de zi cu zi, mai devreme sau mai târziu. Ultima întrebare din quiz politic, să spunem așa. Există sondaje de opinie care susțin că PSD-ul și implicit Alianța a pierdut foarte mult ca urmare a mișcărilor de stradă, a ceea ce oamenii au perceput, poate greșit sau poate incorrect. La nivelul ALDE, cum se simte această, eu știu, posibilă pierdere electorală? Sigur că facem analize și noi și încercăm să ne adaptăm, încercăm să nu ne pierdem electoratul, ba mai mult decât atât să câștigăm electorat. Și cred că avem timp în perioada aceasta să probăm prin actul de guvernare, dar și în Parlament, că ceea ce am promis în campanie va fi respectat, că avem cunoștințele necesare și oamenii necesari pentru a implementa bunele practici în actul de guvernare și la nivel de Parlament. Deci, cred că cu atenție sporită vom putea să corectăm dacă au existat astfel de situații. Pentru că obiectivul nostru și obiectivul meu, și o spun cu toată fermitatea, este acela de a asigura stabilitatea premierului Grindeanu, stabilitatea guvernului Grindeanu, iar celelalte probleme care sunt de ordin politic să rămână cât mai puțin la vedere, să fie discutate și să ieșim doar cu măsurile pe care le-am luat. În fine, ultima întrebare, domnule ministru, m-ați provocat spunând despre chestiunea asta un pic mai devreme, timbru de mediu. El tocmai a fost scos și ca urmare a indicațiilor pe care România le-a primit de la partenerii europeni, nu este prima dată când acest timbru este scos și am văzut că românii s-au înghesuit într-un număr foarte mare să-și înscrie mașinile aduse din străinătate sau care nu aveau timbru plătit, în acest moment, în ideea că au trăit un episod în care o taxă a fost înlocuită cu o altă taxă. Cât de mare este astăzi riscul să se întâmple același lucru, în sensul că o a treia taxă de mediu sub o altă formă, o altă denumire să fie introdusă în intervalul imediat următor? Vreau să vă spun că sunt discuții aprinse aproape în fiecare zi la Ministerul Mediului pe această temă. Vreau să vă spun din trecut. Am avut taxa de primă matriculare și Da. taxa de timbru. Ambele au fost respinse și de justiția românească și de comisia și de organismele internaționale, dar dintr-un motiv altul decât s-a discutat, că a fost aplicată în mod discriminatoriu. Că unii au plătit și alții n-au plătit, Da. că unii au fost puși să plătească, de fapt, și alții n-au fost puși să plătească. Să spun că în momentul de față căutăm soluții astfel încât să nu venim cu un sistem de taxare suplimentar. Nu este obiectivul meu. Mulți spun, domnule, nu mai încasați bani la Da. Autoritatea Fondului pentru Mediu. Nu este obiectivul meu ca ministru al mediului să încasăm taxe de la cetățeni. Totuși, Obiectiv. bugetul, vă întreb, da, totuși bugetul e unul optimist, tocmai a fost aprobat.
ar trebui și Ministerul Mediului să vină cu ceva, să verse la această consolidarea sa, nu? Banii care vin în fondul de mediu trebuie să se întoarcă pentru protecția mediului, deci ei nu afectează sub nicio formă bugetul consolidat. Am înțeles. Ele sunt acolo, sigur, putem să avem eventual mai puține măsuri pentru protecția mediului, dar ce pot să vă spun? Că în momentul de față căutăm soluții, iar obiectivul nostru principal nu este de a încasa taxe, ci de a asigura un grad de poluare cât mai scăzut. Aici cred că putem să găsim soluții moderne pe care le implementează și alte state, se fac acum tot felul de analize și sperăm să, ca soluția pe care o găsim să fie, cum să spun, general acceptată de societatea românească. Trebuie să conștientizăm cu toții un lucru însă, e un principiu care se aplică în toată lumea. Poluatorul plătește. Cu cât gradul de poluare este mai mare, cu atât există. Dar, repet, nu vreau să vorbim în momentul de față de taxe și impozite. Căutăm Mi-ați dat o soluții știre, care dar e să. ușor voalată și de-aia încerc să forțez la Da. dumneavoastră. Deci nu există riscul iminent de introducerea unei alte taxe, pentru că ar putea fi tot În discriminatorie? majoritatea țărilor europene, vreau să vă Dați-ne dau, măcar un exemplu la care sunt vă două gândiți. categorii. O parte din țările europene introduc, au un impozit pe care îl plătesc cetățenii în funcție de gradul de poluare al Mașini, automobilului da. respectiv, iar alții vin cu această taxă de primă matriculare sau taxă de timbru. Mai există și soluții combinate. Restricționarea traficului în aglomerările urbane sau taxarea traficului în aglomerările urbane. Noi încercăm să găsim o formulă combinată, modernă, astfel încât să nu venim cu taxe, impozite suplimentare pentru Și cetățeni. ne dați și un termen așa estimativ al implementării unei astfel de formule, de măsuri? În momentul în care ea va fi suficient de mult dezbătută, pentru că vorbim de dezbatere, dezbătută și acceptată de către societatea românească. Domnul ministru, vă doresc succes, un proiect îndrăzneț, la fel ca multe altele, un minister, cred că la fel de important ca majoritatea, deși poate alții spuneau că n-ar fi așa, și vă așteptăm alături de noi cu drag, de câte ori vom găsi subiecte comune. Mulțumesc foarte mult!